Odihna în sânul naturii poate deveni o aventură pe viață. În raionul Ialoveni, în apropiere de localitatea Bardar, descoperim un camping cu toate cele necesare pentru un sejur de neuitat. Ideea de a amenaja un nou tip de camping în Republica Moldova i-a venit lui Dumitru Baljicov, care a muncit câțiva ani pentru a-și vedea realizat visul. Pe parcurs mi-a venit ideea spontan, deci pe internet, vizualizând undeva în alte țări, deci însuși conceptul de glamping este deja de mulți ani dezvoltat, dar la noi în Republica Moldova nici nu a fost auzit pe atunci. Mai intim, totodată, chiar dacă este aproape de Chișinău, este destul de departe de civilizație, deci de infrastructură, de drum și este mai liniște aici. Astfel de odihnă în sânul pădurii, departe de gălăgia urbană, poate fi acum de 5 stele. Noul concept se numește glamping și este o îmbinare a termenului camping și glamour. Dacă să vorbim despre ce înseamnă glamping, este odihnă în natură cu un confort la maxim care îl putem asigura clienților noștri. Este vorba deci de apă caldă, deci este vorba de o baie confortabilă, este vorba de un pat dublu în corturi, să fie la maxim confort ca acasă la un dormitor, deci un pat cu saltea mare, moale, confortabilă, ortopedică. La moment este primul și unicul glamping în Republica Moldova. Noi ne dezvoltăm. Acum, la moment, avem 4 corturi, capacitatea maximă care este de 8 persoane, dar să știți că deja am procurat încă 4 și o să fie capacitatea maximă dublată. Locația din mijlocul naturii, special creată pentru relaxare și voie bună, este situată la mai puțin de 20 de kilometri de Chișinău și corespunde tendințelor moderne din turism. Încă un serviciu care îl primesc turiștii noștri este pescuit sportiv, deci avem lac cu pește destul de mare, diferit, deci amatorii de pescuit de asemenea au ce face aici pe teritoriu, în liniște. Cel mai popular la noi, la turiști, este zona de barbecue și zona de campfire, deci rugul, unde se face rugul noaptea, acolo permanent sunt persoane, deci cel mai popular este rugul. Pe lângă pescuit, cei care ajung aici pot beneficia de plimbări cu calul, ore de echitație, sărituri cu tiroliana și chiar tragere cu arcul. Deci luăm arcul, da. Mâna stângă. Mâna stângă. O punem de sub la limbuța asta. Este. Mai puțin, așa să spunem, întâlnit în Republica Moldova, este vorba despre tirul cu arcul tradițional. Deci este diferență mare între arcurile sportive care sunt la Olimpiadă și arcurile tradiționale care au împușcat Bunei, Ștefan cel Mare și alții, adică sunt fix copia care a fost pe timpuri. Deci aici facem un instructaj. Persoanele care se află pe teritoriu pot să tragă nelimitat cât doresc, asta este inclus în preț. Antreprenorul a beneficiat și de un suport prin programul ODIM, iar acum alte idei așteaptă să fie realizate. Să știți că este o odihnă mai mult pentru tineret totuși, deci, dar sunt și familii care vin în vârstă, care doresc deci, să aibă așa o experiență unică în natură, dar nu vor să lipsească confortul cel de acasă sau confortul simplu spus, igiena personală și să doarmă liniștit. Am avut și turiști din străinătate, de asemenea, chiar dacă noi am luat conceptul din alte țări mult mai dezvoltat în tipul glamping-urilor, au fost oameni care niciodată nu au auzit la ei în țară că este așa ceva, este un gen de glamping și doar aici în Moldova au avut experiența unică de a descoperi. Până la destinație se poate ajunge călare sau cu trăsura, transportul fiind asigurat de gazdă. Avem unele restricții pe teritoriu, nu permitem cu mașinile personale să veniți, niciun transport auto aici nu se permite, deci este mai ecologic și mai liniște. Deci este, așa să spunem, un concept al nostru. Deci cum ajungem aici? Noi transportăm turiștii cu trăsură specială amenajată pentru turiști, se numește faeton, este foarte confortabil, liniște, deci iarăși este și ca un bonus pentru clienții noștri, pentru că pot savura plăcerea de a merge în căruță, deci a privi natura.